ceva de vremurile trecute, vreau să citesc câteva versete. Cred că primul sfârșit de la Eclesiastul 12:1. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Dragi tineri, noi toți trebuie să ne aducem aminte de făcătorul nostru în zile de tinerețe. Toți trebuie să ne aducem. Pentru că, într-adevăr, vin zile grele, zile de bătrânețe sunt mai grele decât zile de tinerețe. Și dacă în tinereață noi cu făcătorul, cu Dumnezeu, avem strânsă legătură, strânsă părtășie, atunci bătrâneța, cred că este mai ușoară. Cred că este mai binecuvântată, dar asta nu-i totul. Eu cred că așa, puțin am să vă spun despre câteva lucruri, unde Dumnezeu spune ca să ne aducem aminte. La Deuteronom 9:7 e scris că aduți aminte cum ai ațățat la mânie pe Dumnezeu. Adică, în viața noastră, noi trebuie să ne aducem aminte cum ne-am adresat față de părinți, față de biserică, față de cuvânt, față de toate lucrurile. Adu-ți aminte. Și dacă ai făcut niște lucruri care nu trebuie, pocăiește-te. La Deuteronom 8:2 spune că adu-ți aminte de drumul pe care l-ai parcurs poporului Israel, adu-ți aminte. Și vezi bine cum a fost. A fost vremuri minunate unde Dumnezeu era foarte bucuros, dar au fost și vremuri grele unde Dumnezeu era nemulțumit de poporul lui Israel. Vrea Dumnezeu ca noi să ne aducem aminte de tot trecutul care l-am trăit. Adică în viața noastră, dacă s-au întâmplat niște lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși zice că adu-ți aminte, pocăiește-te și leaptă și fie ce orice trebuie ca să fie. Deci, în seara aceasta aș vrea să spun câteva lucruri. Dar înainte de a povesti din anul 61, este un început pentru anul 61, pentru despărțire. Începutul a fost anii 30, 40, 45, unde au fost mari probleme, mari greutăți. Toate soiuzurile care erau pe vremea aceea, frații ședeau în pușcărie, probabil că toți slujitorii ședeau în pușcărie. Și a venit vremea când s-au gândit stăpânirile să facă un soiuz baptiști, adică soiuzul de înregistrați, baptiști. Și au început să ducă în pușcărie la frații care ședeau și să le propune, adică libertate, dar totuși să fie ei mai departe să conlucreze împreunul cu stăpânirile. Și unii frați au mers la lucrurile acestea, unii n-au mers. Unii au rămas tari, au rămas în pușcărie, au murit în pușcărie, care au ieșit, care n-au ieșit la libertate. Dar s-a întâmplat foarte, foarte vremuri grele, au fost anii până în 61. Și apare din 50 până în 61, sau unii frați au rămas cutremurați de ceea ce se întâmpla. Dar ce se întâmpla? Copiii n-aveau dreptul până la 18 ani să iei la adunare. Până la 18 ani, la adunare n-avea dreptul să aduc copiii nimeni. Nu contează cine ești. La ușă punea un storoș care numai decât întorcea copiii acasă. Se întâmpla niște lucruri grele. Tinerii, până la 18 ani, n-aveau dreptul să vie la adunare, n-aveau dreptul să se pocăiască. După 18 ani, ei trebuiau să decide. Vin la adunare sau nu vin. Dar aș vrea să spun că Biblia spune la Deuteronom 6, spune că insuflă la copii calea lui Dumnezeu. Dar ei, tamana asta, stăpânirile vreau să iei, ca poporul lui Dumnezeu, cumva să piardă viitorul. Copiii să-i piardă. Să nu vină la adunare. Botezați tinere numai la 30 de ani. Dacă chiar spocăie după 18, la 30 de ani, botezul nu mai puteți să dea. Și dacă cineva se găsea un slujitor care boteza mai înainte de vreme, apoi ei, dacă îl găseau, îl vindea cineva, spunea că, iată,
fratele Coste Vermenciuc. Nu, eu ca o pildă. Apoi te vezi un, fără nicio vorbă, pentru un botez, îl închideau în pușcărie. Pe mulți ani. Pentru un singur botez, pentru o singură cununie, făcea cununia tot undeva închis, într-o cameră, nu erau mulți, poate 2, 3, poate 10 oameni, nu știu câți. Pentru o singură cununie, dacă s-a afla, statul afla, pentru asta se plătea foarte scump. Vremurile erau foarte grele. Și stăpânirile dădeau navala și până la urmă au spus, a spus că în anii 75, mi se pare că așa, a să fie ultimul creștin a să-l arăt pe televizor. Dar cred că asta s-au gândit ei, dar Dumnezeu nu le-a dat voie. Adunări de părinți, adunări de femei, adunări de rugăciuni, n-avea dreptul să facă nimeni. N-avea dreptul să facă nimeni. Și vă închipuiți ce se întâmplă. Au ajuns unii frați care au început să retrăiască. De ce așa? Viitorul nostru figure. Au început să se ducă la conducătorii de la înregistrați, să se ducă la ei să spună. De ce nu-i congresul? Congresul deja mulți ani n-a fost. Siezul, congresul ăsta, cred că rusăștii siezul. Știți, deseori, nici nu vreau să vorbească, dar altădată spuneau așa. V-ați apucat de un lucru foarte greu. Asta este o mașină foarte mare, care nimeni n-a să o oprească. Adică stăpânirile care s-au apucat, au făcut adică în biserică a înregistrat, au pus conducerea și conducerea conlucra 100% cu dânsă. Nu puteau să fac altceva nimica. Și frații din piesă ori se duceau la conducerea bisericilor. Dar nu preușau nimica. Și totuși ei cereau ca să se facă congresul. Ca la congres, totuși, fiind mai mulți, și întrebarea să se rezolve. N-au vrut să meargă la congres nici acum, frații din conducere. Și atunci frații au scris o scrisoare. Ei erau deja, nu mulți, eu nu știu, nu pot spun precis, erau deodată foarte puțini și după ce au scris o scrisoare, s-au adunat mai mulți. Și apoi altă scrisoare s-au adunat și mai mulți frați care ne trăiau. Și vroiau ca să meargă cumva împreună să se rezolve întrebarea tineretului, întrebarea copiilor, întrebarea rugăciunii, adunării de rugăciuni, adunării cu soții, cu femei și felurite adunări. Iată, noi astăzi ne-am adunat liber. Asta este mulțumire fie lui Dumnezeu pentru că așa au plătit părinții noștri sau cei ce urmăresc înaintea noastră. Noi astăzi putem liber să ne adunăm. Numai ce vreau să spun, că asta nu prea are preț astăzi înaintea lui Dumnezeu. N-aș vrea să zic și deloc, dar totuși ar fi bine că noi să prețuim așa cum au prețuit părinții noștri. Părtășie cu Dumnezeu. În orice fel. Și apoi în anul 60-61 s-a primit despărțirea și după despărțire frații au început să meargă înainte și tot îi arestau pe unul pe altul și în anii 70 a apărut editura. Până la apariția ei, frații, unii frații, era Iurie Constantinovici, Vitalie Pricincă, aceștia doi care au fost primii, dacă s-ar numi pionieri, care lucrau asupra mașinii de pe cicluit. Și din diferite momente, Vitalie Pricincă s-a dus la lucru, la editură, numai ca să vadă mașinii, aici cheau multă literatură, dar numai ca să vadă mașina, construcția ei, cam și de făcut, cum de făcut, ca totuși mașina să fie efectivă, ca să lucreze. Și așa au ajuns ei cu construcția lor, că au adus câteva foi frățești la când a fost adunarea fraților. Frații s-au adunat, ei au adus câteva foi. Și atunci frații s-au rugat pentru ei și le-au dat primii bani. Până atunci ei n-aveau bani de la frați deloc. Le-a dat primii bani pentru că au văzut o foaie frățească care deja au tipărit-o.
le-a dat bani ca mai departe să lucreze asupra mașinii care trebuie să tiparească. Și frații deja s-au implicat mai mulți și așa au ajuns ca să facă mașina care astăzi ați văzut-o. Cine a văzut-o aici? A fost când? În o săptămână înapoi arătată mașina de tipar. Ea este o mașină foarte mică în comparație cu mașinile de stat, foarte mari. Ea este foarte mică, ea pricituiește și deasupra și de jos odată, toate odată le face, așa este o mașină tare rară. Chiar mașinile mari pricituiesc majoritatea dintr-o parte și merge doilea oară din altă parte. Astea sunt niște lucruri așa, dar frații le-a dat Dumnezeu harul acesta că au făcut mașina care pricituiește deodată și pe minută pricituiește undeva 140 de foi. Da, e clar, mașina se mai strică, se dereglează, dar când lucrează aranjată bine, ea lucrează foarte bine, foarte bine. Dumnezeu a dat mare înțelepciune la față. Eu, când am fost aici sâmbătă, îmi spus că crasă cine, adică unde crască valurile cu crască merge, a piele tete pe pружină. Și numai o pружină, dacă e apăsată mai tare, strânsă mai tare, acolo nu se primește nimic. Ori murdărie, ori nu-i crască, ori prea multă crască. Adică orice pружină mic, ea trebuie să apiesă atâta cât trebuie să apiesă. Dacă mai mult, ori mai puțin, nu se primește nimic. Piciata nu se primește. Adică îi se primește, dar ceva urât, ceva ce nu trebuie să fie. Și vreau să spun că asta sunt meritele lui Dumnezeu. La mașina aceasta au lucrat vasna mamă. Majoritatea cazurilor frați tineri au fost frați în vârstă care au lucrat. Dar nu contează, tineri sau în vârstă, dacă Dumnezeu da har, nu poți să faci mașina ca să lucreze. Statul a arestat 6 brigăzi, au arestat 6 brigăzi, în timpul ăsta cât a fost, 6 brigăzi au fost arestate, 6 mașini luate și ei au făcut concluzie experții că, eu îmi spun în limba rusă, nu știu cum, visoko качественная печать. Adică ei iau toate condițiile, în condiții cum lucra frățietatea, condiții foarte joase, după condițiile acestea, pe ce tiparul era foarte calitativ și foarte bun, adică foarte binecuvântat de Dumnezeu. Ei așa făceau concluzia. Deci, ce aș vrea să spun eu, dragi tineri? Fiecare vreme are lucrarea lui, fiecare vreme are greutatea ei, fiecare vreme are harul ei, parte de harul ei. Adică n-am vreme de azi, tinerii care doresc ca să slujească lui Dumnezeu și au să revnească mult la lucrul acesta, eu cred că Dumnezeu o să dea harul acesta și binecuvântarea aceasta. Dar trebuie de ascultat de Dumnezeu, așa cum frații care au mers înaintea noastră la despărțire, ei ascultau de Dumnezeu. Crucicov așa a zis la frați. Fraților, noi trebuie primul pas să facem corect. Să-i placă lui Dumnezeu. Adică când au mers la despărțire. Și apoi, după ce au făcut primul pas, frații întreabă, dar mai departe cum? Și a doilea trebuie corect să-l facem. Și a treilea corect. Numai nu dinainte. Adică fiecare pas la vremea lui să-l facem corect. Să rugau, posteau frații și Dumnezeu le-a dat har. Și astăzi noi ne folosim de mari binecuvânte. Mulțumire fie adusă de Dumnezeu că au fost tineri și oameni în vârstă care au stat în spărtură. Știți, a fost o vreme când mi-a permis și mie Dumnezeu ca să lucrez în tipografie. Aș povesti, cred că puțin, cum lucram noi. Sau cum lucra orice brigade. Aici vedeți ferestre multe, dar noi lucram în condiții și în fost cazuri și în graj la vacă și dormeau și în fân, în pod, în fân dormeam și în diferite momente în viață. Adică condiții joasnice. Dar credință puternică. Și Dumnezeu toată vremea o binecuvânta.
Știți, înainte de a intra la lucru, noi dacă intram la lucru și am mai puțin 3 luni de zile, nu ieșim de acolo. Și nu numai brigada noastră, toate brigăzile așa. Asta înseamnă 3 toane de hârtie, undeva 3 luni. Dacă era mai mult, 4 toane, 5 toane, 6 toane, cam toana luna de zile trebuia de lucrat. Și înainte de a intra, ne postem, în câteva zile ne rugam și intram și orice lucru se începea cu post, cu rugăciune și cu retrăire. Dacă am început lucrul acesta, trebuie să-l terminăm mai repede ca să nu ne aresteze. Ca adică să nu pară cumva un om care se vândă sau a văzut ceva, a observat ceva și să aresteze brigada. Și cu toate acestea, Dumnezeu a dat har, ne-a binecuvântat numai pe noi toate brigăzile. Deci era o minune mare când arista o brigadă, puteți să iasă 2 brigăzi, puteți să iasă 4 brigăzi la lucru. Adică Dumnezeu face minuni. Dumnezeu face minuni. Și dacă Dumnezeu face lucrul acesta, vreau să spun că se găseau sufletele cele care se consacrau, se puneau pe altarul lui Dumnezeu. Și vreau să spun la tinerii de astăzi, cred că Dumnezeu vrea consacrare și astăzi. Vrea Dumnezeu ascultare și astăzi. Vrea Dumnezeu să punem accent pe credință, pe nădejde și pe dragoste. Adică credința este un lucru ceva bun, unde, care ne ajută ca să mergem înainte, nu să dăm înapoi. Eu să povestesc cu acolo unde pe noi ne-au arestat, la Obreja, prima, noi acolo am lucrat de 3 ori. Dar prima dată când am venit la fratele Gheorghe și sora Mașa, sora Mașa plângea și zice, nu, s-a adresat la fratele Gheorghe, Gheorghe, haide, te rog frumos, hai să-i primim, că noi altceva nu putem face pentru Dumnezeu. Eu înțeles că fratele Gheorghe puțin retrăiește, n-aș zice semi, dar retrăia, pentru că lucrul era de mare răspundere. Am zis că, bine, mai ne vă rugați voi, ne rugăm noi și peste 2 săptămâni eu vin și dacă, da, da, dacă nu, nu, și gata, închidem întrebarea și voi tășeți și noi tășim și întrebarea nu merge mai departe. Bine, și peste 2 săptămâni eu vin, da, s-au rugat, bine, ne-am rugat noi, peste 2 săptămâni am venit și stăm de vorbă și fratele Gheorghe s-a unit. Tot nu prea ușor, s-a unit. Și așa am lucrat de 3 ori. A 3-a oară noi tipărem Noul Testament în limba chirilică. Trebuie să iasă primul Noul Testament și stătem cu surorile Sara la masă și o soră zice că a venit vremea când noi tipărem Noul Testament în chirilică, de-am putem să ne ducem să ne odihnim. Asta înseamnă la pușcărie. Noi toți stăm și ne uităm la dânsă. Ce înseamnă aceasta? Doar noi nu numai Evanghelia Moldovnească trebuie să tipărim, mai avem de lucru mai mult. Dar ea zice, așa am pe inimă și așa am spus și... Nu a trecut mult, nu știu, cât o săptămână, două, și fratele Gheorghe cu sora Mașa aveau 50 de ani de viață împreună. Și noi am găsit cu calică în împrejurările noastre să-i felicităm pe ei, să ne rugăm împreună. Și am stat la masă. Asta a fost în duminică. Posibilitățile noastre nu erau mari. Era o soră care desena, bine scrie, bine. Și ea a desenat, a scris un verset, o cartină. Le-am cadonat, ne-am rugat, am cântat așa, ca să nu ne audă nimeni. Așa cântam noi, dacă cântam, ca să nu ne audă nimeni. Și știți, la masă șezând, așa, nu într-un glas îmi spune, îi spune cum se poate în ziua când arestează. Dar eu nu spun la nimeni nimic, că undeva mă gândesc, dar ce înseamnă asta? Nu, nu vreau să spun, adică, nu pentru ce? Mai stăm de vorbe și a doua oară glasul este, spune cum trebuie să se poate în ziua arestului, dacă se întâmplă ceva. Dar eu iară, în nebuși glasul ăsta, zic, dar pentru și trebuie, nu?
bătrânii, eu, tânărul, ei, bătrânii să-i învăț, cam nu primesc. Și știți, a treilea oară, tot, o trecut iarul, le-a gândit și a treilea oară iar glasul ăsta. Și atunci a zis, Doamne, dacă îi vine de la tine, eu te să vorbesc, pentru că nu înțeleg de ce așa. Și atunci am vorbit, i-am spus, simplu le-am spus, mult n-am spus, dacă se întâmplă ceva, apoi voi trebuie să spuneți numai un lucru, fratele Andrei, știite. Ați întrebat de crască, de plastine, de hârtie, de mașină. Mai știți pe cineva, au mai intrat cineva, au mai fost cineva, ați văzut pe cineva? Voi numai una să spuneți, că fratele Andrei știe totul. Fratele Andrei. Și știți, m-am bucurat, nu, adică când ne-au arestat pe noi, deodată, vreo 6 luni, de ori, dar chiar mai mult, noi n-avem, tătă, asta nu numai noi, tătă vremea. Se întâmplă când te arestează, dacă mai ai oameni cu care mergi. Păi el atunci nu-ți dă voie să te întâlnești cu nimeni. Nici informații să vii la tine de la cineva. Și sledovatelul era un podpolcovnic la KGB, îmi spune mie, și te mai, nu știu, deci cuvinte n-am, te mai, nu știu, gândește-te, tăt, e taină. Noi știm tăt. Dar și știți voi. Nu bătrânică și bătrânul tăt ne-a spus. Eu atunci îi spun că dacă v-a spus tăt, Domnul să vină cuvinte. Dar eu nu pot să adaug nimic. Eu ce am spus, am spus și spun, spun și nu spun, nu spun și dar. Ei, și pe urmă de când îmi încheiat dela, se închide tete dosarele este. Noi ne-au dat voie și ne-am întâlnit cu fratele Gheorghe și sora Mașa. Fratele Gheorghe și sora Mașa s-au purtat foarte. E mai mult de cei ce le-am spus, eu nu am spus nimic. Dar noi asta au fost duminica și joi pe noi ne arestează. De duminică până joi au fost foarte puține zile. Știți, a venit un miliționer și îi spune la sora Mașa, la bătrână, îi spune. Era toamnă, luna în octombrie. S-au furat niște mere din livada colhozului. Deschide să vedem. Poate că sunt merele la voi. Ei trăiau la margine, lângă livada. Și atunci bătrânica s-a pierdut puțin. Cheile erau în buzunar la dânsă, dar ea a zis că cheile sunt la fratele Gheorghe. Fratele Gheorghe era la pădure cu o său o tavă. Ei, și milițienerii s-au mulțumit cu răspunsul și au început să ducă. Drumul era așa, cam tot puțin în vale. Să ducă, dar cu coada ochiului mai trage la bătrânic și face. S-au dus el așa, s-au îndepărtat, e parcă s-au uitat tot după dânsul. Dar s-au întâmplat și s-au întâmplat. Cred că așa au trebuit stime. E cheile din buzunar, repede intră, deschide ușa, intră, dar nu încui ușa după dânsă. A intrat, cum intra în camere, întâi la surori care îndoiau foile. E până le-au povestit că a venit miliția, că mieră, că nu știu și, așa l-au dorit să întoarce. Și nu m-au intrat la mine în cameră cu, eu lucram cu mașina, picetluiem, nu ne rămăsesc încă 3 foi de picetluit. Și tot îmi spun că e miliția și iar până ne-am dezmetușit că miliția, zic la genunchi, ne rugăm. Numai noi am plecat genunchi, ne rug, să ne rugăm miliția. Cine sunteți? Sculați? Ce înseamnă asta? Ei, și noi ne-am mai sculat. Noi ne-am rugat tăți până la urmă. Și apoi el a zis pașapoartele. Eu, surorile mă întreabă, ce facem? Eu zic, noi am ajuns de pașapoartele, trebuie să dăm. Dacă le avem cu noi. Și ne avem odată pașapoarte, și ne avem odată pașapoarte. Și așa au chemat din jur, de pe tot, din Faleș, din Pălți, din Chișoare. Au deschis ușile, pe noi ne-au pus așa într-un cunț. Și tăteam lângă noi mângrițiunea. Noi cântam, ne rugam, cântam pe șazute. Când ne rugam, plecam genunchi, ne rugam, nu ne rușinam de nimeni. Un miliționer stătea la poartă și cine merge, pe toți îi îndrepta să vadă și să face în casă la Gheorghe Rataru. E legat cu mierica, dușeți-o și vedeți. Și se întâmplă.
rație, direct cu America, fac și eu, cum vreau. Și oamenii din eu se uitau, drept că nou, nu ne-au spus, din oameni nu ne-a spus nimeni nimic, nici stăpânirea de nucleu ne-a spus. Așa că îmi ședeam la Unghiere, acolo, sledovatele închitatoriu mă cheamă pe mine între camera de unui mașină și camera unei surorii, era un coridor. Mă cheamă pe mine și spune că Andrei spune și și mai departe, unde și este și pentru că dacă tu îi spui, ți-e mai ușor, dar dacă n-ai spui, urși alt plângul după tine. Și eu atunci mă uit la dânsul și zic, și dacă plâng ușa are după mine, înseamnă că asta trebuia să văd și urși albi, dacă să dea voie Dumnezeu, să ajung și acolo. Și acum cheamă și zice că pornește mașina, dar eu am zis, eu mașina nu pornesc. Poftim, iei în mâna voastră, iei de mâna voastră, poftim, porniți mașina. Să temeu că să nu fie cumva minată sau făcut că să-i bată togul sau altceva să se întâmple, dar atunci nu spuneau nimica. Așa și nu au pornit ei mașina, că eu n-am vrut, nu m-am unit ca să o pornesc să lucreze, dar ea era lucrătoare, așa noi cum lucram, așa ne-am oprit, ne rugam și s-a terminat. Așa ne-au luat și ne-au pus în Unghier și ședem acolo în Unghier. Și așa până la ora 3 din noapte ne-au ținut pe noi în Unghier, de tăcă închitatoriu cu numărat toate foițele, tot hârtii și era cu noi, chimicate, crastă, plastine, tătul făcut liste, tătătătă. La ora 3 de noapte m-a scoat pe mine și m-a dus în Voronoi. O mașină specială unde șed aici de cine aristează. Dub. Stacan, da. Nu și când mă dușe pe mine la mașină și în margina sadului, nici o era rămas în urma mea. Eu mă gândesc și să fug. Să iau la fugă, păpușoaie, livade. Păi, dar șase fii cu surorile. Nu, eu tot fug, mă duc. Șase fii cu surorile. Și am zis, Doamne, ajută-mi să te rămână unde trebuie să rămână. Dacă e voia ta să rămână la pușcărie, fac să voia ta, dar eu dăm să vedea că acolo drumul merge la pușcărie, în altă parte. Numai că ce-ar să fac surorile, cum ce-au să gândească și așa mai departe, m-au oprit. Și n-am mai făcut prostia asta, credeți și cu prostii. Eu cred că aveți și cu prostii care mai întâi cu Dumnezeu, nu avem să-i placă și apoi pe urmă trebuie și la față, nu și așa. Iată așa lucrează Dumnezeu când noi ascultăm de El, de glasul, de glasul Lui. Știți, acum am mai analizat și vorba la sora aceea care a spus că noi ne-am deja trebuie să ne odihnim, adică am ostenit, trebuie să ne odihnim și Dumnezeu ne-a dat voie să ne odihnim. 3 ani de zile de pușcărie, numai Luba Ivașenca, 2 ani și jumătate. Dar așa, 3 ani, odihnește, șezi, așteaptă mil de la Dumnezeu și așa ne-a dat. Dar, surori, dragi tineri, Domnul să vă ajute și n-ați face, să vă încredeți în Dumnezeu, să lucrați pentru Dumnezeu, orice mai face, orice mai face. Faceți-l ca pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu numai decât răsplătește, Dumnezeu numai decât se folosește, Dumnezeu numai decât binecuvântă și numai decât ajută. Dacă ești credincios și ascultător de Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu. Domnul Sfânt, proslăvit în toată viața noastră, la fiecare în parte. Cu tine stau și în vremea rea și în ziua cea cu soare.
Când eu primesc belșug de har din mâna ta cea sfântă, înving orice încercări și amar și inima mea cântă. Cu al credinței scut mereu, eu sting orice săgeată, să fie drumul cât de greu, eu nu cad niciodată. Prin lupta mea spre slava ta, eu mă întăresc într-una. Știu că va fi o scumpă zi când voi primi cununa. Amin. Amin. Să mă lupt.